auzit, puteți să plecați dacă vreți, dacă aveți întrebări, puteți să le gândeți. Ce v-a inspirat în alegerea subiectului? Ce m-a inspirat în alegerea subiectului? Am început să filmez în 2006, când mi-am cumpărat o cameră video, din care făceam ca montor și ca sunetist. Și primul lucru pe care l-am filmat a fost bunicii mei. Fără pretenția că fac un film, pur și simplu am cumpărat camera și m-am dus la bunici și am filmat într-un weekend, apoi încă într-un weekend și tot așa timp de jumate de ani. Și până la urmă, mai multă lume a văzut ce am filmat eu și a considerat că atât ei ca personaje, cât și stilul meu de filmare și stilul ăsta observațional de a sta cu camera fixă, fără a interveni, fără a pune întrebări, fără a da indicații de regie, am fost hotărât să consider că ăsta e un film și să-l tratez ca atare. Și așa am ajuns să merg la câteva workshop-uri de film documentar și să obțin chiar bani să fac filmul ăsta, ați văzut poate pe generic, care e o coproducție română-spaniolă. Deci un spaniol s-a îndrăgostit atât de tare de personaje încât chiar mi-a dat bani să fac filmul ăsta. Deci nu e tocmai un proiect independent 100%. Deci cam asta e răspunsul. Nu mai speram nici să fac filmul. Mai inspirat personajele și apoi am fost sfătuit că ar trebui să tratez mai serios povestea asta și mă bucur că am făcut-o. Ce-au spus bunicii mei când au văzut filmul? Mi-a plăcut, am avut un pic emoții pentru că de multe ori lumea râde de ei, nu neapărat cu ei și m-am crezut că să se simtă stânjeniți, a fost așa, s-au bucurat că lumea s-a înveselit văzându-i pe ei. Și întrebarea care a venit firesc după aceea, și nu neapărat din partea mea, din partea publicului, e cum le sunt ei așa de naturali. Astfel încât după ce au văzut filmul, i-am întrebat și eu cum le-a spus așa natural. Și răspunsul a fost că ei nu m-au luat nicio clipă în serios. Nu și-au imaginat nicio clipă că, de fapt, cam în această situație eram și eu la început. După aia am știut că fac un film. Dar ei n-au știut practic niciodată, n-au crezut niciodată că ceea ce filmez eu va ajunge văzut de 200 de oameni în seara asta și alte mii în total până acum. Și când i-am întrebat, mi-au zis că dacă ar fi știut ei, ar fi fost cu totul altfel. Deci slavă Domnului că nu m-au luat în serios, pentru că probabil n-aș fi reușit să îi surprind atât de natural dacă m-ar fi luat în serios. Înțeleg că n-a fost niciun scenariu, n-au venit de repetat, pur și simplu i-ai lăsat să... Da, n-a fost niciun scenariu și n-au venit de repetat. Cam 99% e doar stat cu camera într-un poz și observat. Un procedeu care aduce beneficiul naturalității, dar în același timp sunt foarte, foarte multe dialoguri și momente foarte bune pe care le-am pierdut pentru că nu filmam sau pentru că tot mai mutam camera sau nu eram pregătit. Astea sunt și avantaje și dezavantaje. Nu aveți acum curajul sau să vă gândiți la ele pe drum spre casă, puteți să intrați pe site-ul constantinandelena.com și găsiți acolo adresa mea de mail sau să căutați pe Facebook, pentru că știu că acum toată lumea trăiește acolo, încă sunt eu. Și chiar cât că multă lume din cei de aici au venit datorită insistentei mele promovări pe Facebook, vă rog, vă invit și vă rog chiar să dați un search după Constantin and Elena sau după Andrei Descărescu și să deveniți fani pe Facebook. Și să vă stăm în